schimbăm puțin programul, pentru că vedeți niște tineri frumoși și talentați de la școala gimnazială Cristo Iacov Antonescu. Grupul de care este metal Echo ne vor încânta cu câteva melodii sub îndrumarea domnului profesor Constantin Daniel Preșa. Că a răspuns prompt solicitării mele. Probabil că e începutul unor colaborări viitoare pe acest lucru. Și trebuie spus că acești copii talentați nu au avut șansă să meargă la Strasburg. Au câștigat premiul întâi la un concurs în Uniunea Europeană și nu s-au găsit fonduri pentru a putea merge acolo. Noi sperăm ca data viitoare rugămintea noastră să aibă ecou. Vă rugăm. O să vă prezentăm trei piese din muzică folk. Luați în calcul că suntem la începutul anului și că nu a fost timpul necesar ca să ne pregătim să facem repetiția așa cum trebuie, dar ei se vor strădui, fiindcă așa să învățați să facă lucrurile cu suflet și cât mai bine pentru și cei care ascultă, dar și pentru ei. Melodiile sunt A fost odată, Cosma Răcoare și Haide mamă, haide tată. Ele fac parte din repertoriul cenatului Placăra, deci sunt melodii cunoscute, pe care mulți de vârsta, să spunem a mea și alte vârste, le-am ascultat în tinerețe, pentru că ne străduim să readucem muzica folk, acolo unde este locul, o muzică liniștitoare, o muzică plăcută și o muzică cu mesaj, fiindcă în ultimii ani vedeți că muzica nouă are cam mult rit, dar foarte puțin mesaj, atât în melodie, cât și în text. Yeah.
iată, după o mică plimbare pe culmile munților, vom reveni prin pădurile Carpaților, unde vom întâlni pe Cosma Răcoare, un haiduc renumit și care are o melodie dedicată pentru faptele sale de punem vitejie de ce au fost la acea vreme. Poftim! De Adrian Păunescu, iar melodia este compusă de băiatul marului poet Andrei Păunescu. Haide mamă, haide tată!